Ei, bună ziua, mai frumoși! Vă salut! Sunt Ionel. Și transmit încă din spațiul meu consacrat, nu știu pentru câtă vreme, e o provocare, pe canalul personal, astăzi, dincolo de ideea de a discuta câteva lucruri, e și o probă tehnică, dacă îmi permiteți o asemenea afirmație. Ideea de a încerca de și a de regla, a regla softul acesta care îl folosesc și calculatorul care l-am acum și care a fost bun pentru procesare video, dar nu e bun pentru a face capture screening. Și singurul lucru care am putut să-l setez este o poză de desktop și să-mi vadă camera web, deocamdată. Așa. Așa că, cu părere de rău, nu o să vă pot vedea pe dumneavoastră și nici nu o să vă pot arăta prea multe alte detalii. Așa, am pus acolo un detaliu frumos cu acea regină care își face treaba. Dimineața aceasta, notați despre noi, dacă este pot să spun așa. Notați despre noi. Așa. De aceea am vrut să intru și pe canalul acesta. Sunt persoane care nu petrec timp pe canalul de apicultură, în schimb acord atenție acest canal. Astăzi am venit cu imaginea aceasta frumoasă, da, cu o regină. Așa. Ce interesant este că putem face și tranzecții și uite așa avem altă imagine, tot frumoasă, din stupină. Și cred că pe asta rămâne. Așa, ca să nu se supere unii și alții de culoarea reginei sau de culoarea albinei sau nu știu ce, ideea este simplă, nu contează lucrurile astea, sunt alte lucruri mai importante în viață. Ah, în dimineața aceasta m-am trezit la un telefon, m-a sunat un prieten drag și am povestit cu el ceva vreme. Un om de care mi este dor și mulți oameni din România, oameni frumoși de care mi este dor. Ceau, Ana, tati are puțină treabă dacă nu vrei să vii cu tati aici. Nu este aici biluța cu elastice. Nu este, unde este? Bine, la revedere! Eu sunt în emisiune, vrei să te vezi aici? Vino cu. Așa. Gâza lui tati. Tati îmi spune că Ana este gâza. Dar ce fac în dimineața aceasta? Dar spuneam că am avut o discuție frumoasă, imediat m-am organizat. Trebuie să ajungă stupină să pun două regine, să formez niște mini-nuclei din acelea. Cu două regine l-am perecheat. Rapid trebuie să ambalez o sticlă de hidromel, așa, și fac una acolo, ca cum te vezi și tu, așa, și să livrez sticla de hidromel, să încasez un cec. Și altfel urmează, fiind 1 august, urmează luna concediilor și e destul de greu cu joburile în perioada aceasta, dacă nu ai ceva, un contract determinat sau nedeterminat. Când lucrurile ca interim, de obicei e mai greu în august să ai de lucru. Așa că voi face de lucru. Dacă alții nu-ți dau de lucru să te plătească, voi face de lucru ca să organizezi lucrurile importante în stupine. Un lucru pe care vreau să-l transmit din punct de vedere al sănătății, suntem bine, da? Da, suntem sănătoși. Da, din punct de vedere emoțional, sentimental, e un subiect care acum nu o să-l dezvolt aici, cu altă ocazie. Copiii sunt bine. Astăzi ce ne-am programat? Unde mergem, Ana? N-am grandpa. Mergem la Granboa, Măpădurea Mare, unde este un parc de aventură, de distracții, cu tiroliană, cu saltea. Daniel și-a luxat umărul la saltea, că n-a căzut bine. Așa, și o să aveți astăzi ce aveți în program? Trambulină. Laser game, da? Și am înțeles eu de la mama ta că a închiriat cu rezervare la ponei, da? Da.
Uite, Ana în direct. Deci Ana în direct, o vezi tu? Asta este frumos aici, Ana este în direct. Dar nu mă Vezi, vede. dacă ai răbdare, fiindcă este întârziere de streaming, dacă ai răbdare, închide ușa că e curent și vine și tu încoa. Da? Așa. Ana să treacă tati. Așa, frumos. Stai să țin tati cablul ăsta, așa. Și Daniel, da? Nu știu dacă eu mă mai văd, dar nu e important. Curcubeul acesta e o chestie magică pe care ți-o dau ție. Da? E o distincție pe care am primit-o, așa trebuie să desenezi și tu și scrie tu ești, you are magic, da? Că sunt magic. Da? Și uite, eu vreau una. Păi tati doar pe asta a primit-o, da? Păi eu vreau să scriu ce scrie aici. Da? Asta a primit-o tati. Da? Se vede. Așa, o să înveți să scrii și e scris în engleză și faceți curcubeul și asta este. Dar asta e distinția lui tati. Da? Așa, altfel spus, mergem la Grambois, o să avem o aventură acolo. Te rog frumos, asta e a lui tati. Nu? Voi vă uitați la ea, vă inspirați și desenați ce faceți și voi, da? Așa, altfel. Bună ziua, Daniel. O să ne distrăm, eu o să fiu ținta. Dacă până acum la Laser Game i-au făcut echipă, o să mă vâneze de data asta pe mine. Da. Mergeți în camera voastră ca să-ți stau și eu de vorbă cu oamenii de aici, da? Haide. Da, o să vezi de pe telefonul tău. Du-te și urmărește de pe telefonul tău. La revedere, copii. Ana, închide ușa. Anuța, ușa. Mersi. Papucei în picioare, Anuța. Așa. Mersi, Daniel, pentru aprecieri și remarci. Ideea este simplă. Urmează o serie de vloguri și de emisiuni. Vloguri cu ceea ce se va întâmpla în stupină pentru organizarea stupinei de adunare. Asta voi face. Cât timp îmi permite posibilitatea de a face și treabă și face și video. Atenție la riscul de furtișac. În altfel, în viața personală, dacă a fost o vreme când eram într-o oarecare liniște, acum am majoritatea documentelor organizate. Ce zgomot frumos! Mi-au închis ușa și curent. Și Ines, te rog frumos, închide ușa și nu mai circula. Acum, Ines, eu sunt în live. Da? Ines creează ceva cu pistolul de lipit și tot se aprovizionează de la plasticile mele. Da, ideea este simplă, au venit majoritatea documentelor, dar când apar alte situații, când trebuie să părăsești apartamentul sau să schimbi orașul și lucrurile de genul ăsta, va trebui să luăm de la capăt cu o parte din aspectele astea de birocrație. Da. Aici, ca să închiriezi apartamentul, dacă nu ai un job stabil, e destul de dificil vis-a-vis de asigurare. Și asta nu rămâne de văzut. Da. La închiriere îți cere un avans de 3 chirii în avans, care se păstrează ca și garanție pentru integritatea bunurilor din apartament. Și când semnezi acea asigurare de locuință, că fără o asigurare de locuință nu se închiriază, una din condiții este să ai un job stabil. Dacă nu cumva ești bogătaș, patron și pui garanție, dovadă, contul important în bancă. Da, și atunci sunt o serie de provocări vis-a-vis de partea aceasta de închiriere. Dar partea interesantă este și cea mai elementară aici în Franța, este legată de faptul că în toate discuțiile se inițiază ce documente aveți, sau altfel actul de identitate și cardul vital. Și fără cartea aceasta de asigurare medicală, nu ai niciună altă discuție. Altfel, legat de tot ce înseamnă interviuri și CV-uri și tot ce a fost, fiind carantină, cele mai multe interviuri au fost telefonice. Am aplicat la
joburi diferite, de la joburi calificate la joburi necalificate. Jobul pe care am avut șansa să și privilegiul de a-l primi de la francezi a fost ajutor de necalificat, ca să facem o glumă cu un colegi, că denumirea lui practic e destul de complicată, aiut și mai e ceva acolo care nu pot să-l traduc în românește. Atunci, să simplific lucrurile, ajutor de necalificat. Da? Și contractul a fost semnat pe 3 săptămâni, dar am avut privilegiul să lucru 5 săptămâni, ajutor de necalificat. E un debut, o misiune finită, apare în CV-ul și de aici încolo orice impediment vis-a-vis de că eu sunt emigrant, e mult mai ușor. A să spun ceva care s-ar putea interpreta. Eram în Madrid, mulți ani în urmă, mulți ani în urmă. Și un prieten numai ce ajunsese de un an în stat și în Chicago și vorbeam cu el. Și na, din băiatul ăla, din adolescentul acela, care știu și perioada de adolescență și pe urmă din tânărul care dezvoltase cu sensibilități artistice, cu o inteligență sclipitoare, când am avut o conferință cu el, a rămas șocat. Conferință video pe Skype, am rămas șocat să văd sufletul lui otrăvit de un grad important, major de rasism. Și nu tolera pe cei de cu culoare. Da? Acum, cum e termenul politically corect? Nu îi tolera pe cei din afro-americani. Da? Și am făcut un briefing cu el, am stat de vorbă și unul din lucruri le spunea: ei au dreptul să muncească, dar nu muncesc, stau pe asistență socială. Ei au dreptul să meargă la școli și nu fac școli, pierd vreme petrecătoare cu viața și de cartier, cu tot ce înseamnă cultura lor, de cartier, de stradă, cu tot ce înseamnă lucrurile astea. Și eu vin din Europa, vreau să lucrez și nu mi se dă voie să lucrez, vreau să merg la studii și fusese aplicase la o universitate pe partea informatică și luase printre primii, dar când a fost ideea să-și ducă tot să-și completeze documentele din dosar și primul lucru care ți se cere este în state, în asemenea situație, cetățenia sau rezidența, el fiind de emigrant cu viză de student, vă dați seama că a fost blocat. Atunci venea situația aceasta să-l văd foarte supărat contextul acesta social. Gândeam lucrul acesta și acum am cumva tendința unui asemenea resentiment. Faptul că sunt român este mult mai dificil să obții joburi aici, acum, în perioada asta, în Franța, decât oricare altă categorie. Da? Dacă aș fi fost, de exemplu, din Algeria sau poate din Africa, n-aș fi fost mult mai ușor. Da? Din care se acordă mai multă atenție. Ba din contră, când spun că sunt român, încearcă să pună piedici, spunând că n-am toate drepturile, dar atunci etichetez dreptul de cetățenie europeană și lucrurile se cam schimbă, se informează sau se cer scuze. În altă oră idei, toate documentele mele, toate studiile, diplomele mele de calificare sau de studii universitare nu au fost luate în seamă. Mi s-a sugerat să merg să fac o echivalare a lor. Aici și birocrație, România e birocrație și nu trebuie să mână. Și atunci am preferat să merg să aplic pentru o formare profesională. Da, și nu contează anii de experiență de electrician sau de electronist din România, nu contează calificarea de acolo, nici atestatul și nici cât am muncit, contează mai degrabă că trebuie să faci altul aici. Și am dat un examen, a fost destul de interesant și culmea, tocmai la partea informatică, la operare, am fost pus în dificultate, că de obicei eu folosesc sistemul de operare în engleză și tastatura în engleză. Și dați-mi voie să vă spun, întrebările și imaginile de că au fost cu tastatura în franceză și toate comenzile au fost traduse în franceză. Da? Traduse, nu traduse. Cum le exprimă ei? E o diferență să traduci. Da? Și alta ca să
folosește exact termenul pe care francezii îl folosesc. Așa că am avut dificultăți la examen, dar am fost admis. Și pe 2 septembrie, noutate și vestea bună este că voi începe formarea profesională. Daniel, se găsesc locuri de muncă în apicultură. De obicei se aplică în ianuarie la ele. Dar față de poziția socială și de localizarea mea, aici unde sunt, joburile astea sunt la câteva sute de kilometri, da? Nord, vest, est, sud și n-ai nicio șansă, n-am avut nicio șansă să fiu acceptat cu asemenea distanță. Mai este o treabă. Spune că ești ajutor de bostul, este de ajutor de apicultor, că de asta ăștia vor să fie ajutor, dar să în contract sau în plată să fie ajutor și plata era 9 euro brut. Deși aici era o contradicție, fiindcă am înțeles că minimul pe economie e 10,15 cenți brut, cum am fost eu plătit în șantier. Și ei spuneau că te plătesc 9 euro brut, asta era o inegalitate, dar își cerea, da, să ai cel puțin BU, dacă nu BUC-ul și eu, adică să conduci camion și cu remorcă, asta pe prima caracteristică. Apoi, să știi să pregătești familiile de primăvară pentru culesuri, să știi să faci roi, să știi să faci rejine, să știi să extragi mierea, să știi să faci lăptișor de matcă, să știi să faci hidromel. Și acolo, în poziția pe care tu o ocupai, să știi să lucri într-o, eu cheam aici, casă de apicultură, mezon de apicultură, unde extragi mierea, descălpăceala și toate treburile astea. Deci, în alte ori de idei, îți cer și pe mama și pe tata să fii super profesionist în ceea ce trebuie să știi să faci și să faci. A, unul chiar și specifică să fii bun cu structura de sănătate, cu spatele, să fii bun malac, să poți scăra pe brațe, da? Și discuția de plată este la 9 euro. Deci, care, hai să fiu dur, da? Că poate nu traduce cineva ce spun. E o caricatură de ofertă. Am aplicat la multe dintre ele, fiindcă odată ce m-am înscris la Pôr-emploi, e șomajul, agenția de șomaj al lor, trebuie să vadă că ai activitate. Și am aplicat. Dacă se nimerea să mă accepte, mergeam, negociam și speram eu că negociez și treia să lucru, dar nu s-a putut treaba asta. Fiindcă fiind la mare distanță, m-au refuzat. Când spui că ești părinte și ai 3 copii, aici sunt mult mai atenți la respectarea și că ei locuiesc aici, că dacă ar locui în România, ar durea în cot. Dar odată ce locuiesc aici, sunt obligați să respecte niște condiții de muncă. Așa, că altfel, dacă ești burlac, ești singur, poți prinde un contract de genul ăsta, locuiești în fermă sau îți închiriezi prin apropiere o cameră, o locuință, împarți ce-ți rămâne de acolo cu așa și în final tragi linie și ai avut o experiență frumoasă apicolă și n-ai avut ce să înveți de la francez. În mare parte, acum depinde de nivelul fiecăruia, dar în mare parte nu cred că aș avea ce să învăț dintr-o poziție de ajutor de apicultor, da? Ajutor de necalificat. Da, cam așa te tratează, adică la plată. Ești plătit ca necalificat, dar la aptitudini și cunoștințe și serviciu prestat să fii super. Oameni dragi, asta e legat de întrebarea ta, Daniel, cu partea de joburi la apicultură. Deci se găsesc. Chiar am văzut o ofertă acum, de aceeași ofertant care m-a respins, a venit ofertă tot pe Pôr-emploi, pe un contract de 10 luni, au nevoie de pregătire acum de toamnă, și cu integrarea, nu mai știu, din august sau din septembrie, da? Asta nu mai știu. Aici este, mai ales în zona de sud, este un decalaj de o lună, adică ce facem noi acum aici, în Franța, într-o anumită zonă, trebuia să o faceți în iulie, în România. Cam așa ceva, pe anumite zone de sud se întâmplă lucrurile. E, și spunând lucrurile astea, asta am văzut că solicitau tot așa ofertă, dar de data asta francezul n-a mai pus în oferta respectivă, n-a mai pus prețul, cât oferă. Probabil se va negocia la liber. Și să fim serioși, în apicultură nu faci programul de 8 ore, de la 8 la 12 pauză de masă, o oră și pe urmă de la 1 la 6. Nu, în apicultură lucri ca în agricultură.
lucrurile ca o expresie de asta de țară, ca tractor, da? Zi lumină. Cam asta este. Și mă opresc aici cu comentariile mele negative. Partea optimistă este că e luna lui august, încât am timp să-mi organizez stâlpina pentru iernare și să fac tot ce înseamnă lucrurile de iernare. Suficient timp încât să mă ocup și de alte aspecte, de acte și de documente. În 2 septembrie, în 1 septembrie copiii încep școala, tot 2 septembrie și ei. Și tot pe 2 septembrie încep și eu școala, va fi o provocare. Așa că, oameni dragi, v-am salutat. Pe curând. Când va fi asta, iertați-mă, nu știu. Cauză tot așa că prins momentul acesta că sunt singur acasă cu copiii și am putut să schimb câteva vorbe cu dumneavoastră. Dacă aș fi avut ajuns la categoria aceea de să-mi permite să fac live de pe mobil, aș fi făcut-o cu drag, dar suntem doar 500 de abonați, 551 de abonați și nici numărul de vizionare nu mă califică pentru a avea dreptul de a face pe mobil. Cam asta a fost. Când vom ajunge la pragul acela, va fi mult mai ușor să intrăm și în detalii mult mai faine din ceea ce se poate vedea pe aici prin Franța. Luăm, de exemplu, parcul respectiv, n-aș fi putut transmite live că e semnalul slab, dar au fost alte lucruri mult mai distractive și mai faine în care m-aș fi bucurat să le împărtășesc cu dumneavoastră, dar ne avem posibilitatea să fac live pe mobil pe acest canal. Nu mi-am permis să merg în partea cealaltă de apicultură cu acel vlog și cu acel live. Oameni frumoși, 515 abonați. V-am salutat cu drag. Vă doresc un weekend excelent. Vă doresc o lună de august plină de bucurii, fără necazuri, fără probleme. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Se întâmplă lucruri triste. Da? Adică oameni dragi s-au zis că au plecat dintre noi. Cauza poate să fie diversă, nu știu, de exemplu, mătușa lui Ines, nu știu de ce a plecat, este suspiciune de COVID. Cu tristețe spun lucrul ăsta și îmi transmit condoleanțe familiei. Familiei Botanel din Târgu Jiu. Dumnezeu să mângâie pe tata lui, că pe frații ei, sora lui din Cornelia să mângâie. Da. Pe cele două fiice ale ei. Da, asta este. Vă spun treaba asta, să aveți grijă de voi. V-am salutat. Închei aici. Cu drag. Ionel. Din Franța. Pe curând.